dimineața și bine v-am văzut, v-am găsit, dragi prieteni și cei care vizionați Light Channel. Buongiorno e bentrovati, cari amici che visionate Light Channel. Acum suntem în devoționalul de dimineață. Siamo alla meditazione della mattina. Și versetul se găsește în 1 Corinteni, capitolul 2, la versetul 12. E il versetto che leggeremo ora si trova in Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 12. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Biblia ne vorbește aici că noi nu avem Duhul Lumii. La Bibbia ci parla qui che noi non abbiamo lo Spirito del mondo. Duhul Lumii este înțelepciunea acestei lumi. Lo spirito del mondo è l'intelligenza. Este un duh care natura lui este rău. È uno spirito che nella sua natura è maligno. Este opusul Duhului Dumnezeu. È il contrario dello spirito di Dio. Cei care sunt posesori acestui duh al lumii, e coloro che possiedono questo spirito del mondo, au două lucruri. Hanno due cose. Ei nu găsesc plăcere în cele cerești. Loro non trovano gioia nelle cose celesti. Și a doilea lucru. E la seconda cosa. Ei se concentrează tot timpul asupra lucrurilor trecătoare ale acestei vieți. Loro si concentrano in ogni momento sulle cose passeggere di questo mondo. Dar Dumnezeu prin cuvântul Său ne spune că noi nu am primit acest duh. Ma Dio nella sua parola ci dice che noi non abbiamo ricevuto questo spirito. Dar am primit Duhul lui Dumnezeu. Ma abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio. Care găsește plăcere în cele cerești. Che trova piacere nelle cose celesti. Și se concentrează numai asupra lucrurilor cerești. E si concentra solo sulle cose celesti. De aceea scopul lui Dumnezeu în darea Duhului Său cel Sfânt. Per questa ragione lo scopo di Dio nel donarci lo Spirito Santo. Este ca să putem înțelege lucrurile procurate de Harul lui Dumnezeu. E perché noi possiamo capire le cose che lo Spirito ci fa capire. Duhul Sfânt nu numai descoperă omului binecuvântarea Evangheliei. Lo Spirito Santo non solo rivela all'uomo il lavoro del Vangelo. Ci Duhul Sfânt lucrează în om voia lui Dumnezeu. Ma lo Spirito Santo lavora nell'uomo la volontà di Dio. Și uitați-vă, voia lui Dumnezeu este descrisă aici prin darea Duhului Său cel Sfânt în Galateni, capitolul 5, la versetul 22. Ce se întâmplă cu viața omului? Qui ci viene presentato in Galati, capitolul 5, la capitolo 5, versetto 22. Atunci când vine Duhul Sfânt în viața noastră. Quando arriva lo Spirito Santo nella nostra vita ci viene spiegato cosa succede. El numai decât aduce o roadă. Lui porta solo frutto. Adică El face o lucrare în viața omului. Ciò significa che lo Spirito di Dio fa un lavoro nella vita dell'uomo. Dacă eu și cu dumneavoastră primim acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu. E se io e voi riceviamo questo Spirito di Dio? Dumnezeu aduce în noi roada Duhului, care în versetul 22 spune așa, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. In Galati 5, versetto 22, ci viene presentato appunto i frutti dello Spirito Santo, che sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Vedem că cei care se depărtează de Duhul acestei lumi. Vediamo che coloro che si allontanano dallo spirito del mondo sunt goliți de eu. Sono svuotati dal loro io. Și sunt creati din nou și înnobilați de Duhul Sfânt. E sono ricreati di nuovo. Care determină să se preocupe doar de împărăția lui Dumnezeu. Che fa sì che loro si preoccupino soltanto del regno di Dio, delle cose celesti. Și aici a doua parte a acestui verset din 1 Corinteni 2 cu 12 ne spune. E la seconda parte del versetto di 1 Corinzi 2:12 ci dice. Ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Affinché noi possiamo conoscere le cose che Dio ci ha dato attraverso la sua grazia. Ca să putem cunoaște Harul lui Dumnezeu. Affinché noi possiamo conoscere la grazia di Dio. Și tot ceea ce a făcut Dumnezeu la cruce prin jertfa Domnului Iisus Hristos.
E tutto quello che Dio ha fatto alla croce attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Și Scriptura spune că prin acest har al Său Dumnezeu ne învață un lucru. E la parola di Dio ci dice che attraverso questa grazia ci insegna una cosa. Tit, capitolul 2, la versetul 11. Tito, al capitolo 2, al versetto 11. Ne spune Scriptura căci harul lui Dumnezeu. Infatti, la grazia di Dio. Și uitați-vă ce face harul lui Dumnezeu când lucrează Duhul Sfânt în viața mea. Guardate ora cosa fa la grazia di Dio quando lo Spirito Santo lavora nella mia vita. Care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea. E ci insegna a rinunciare all'impietà. Și cu poftele lumești. E alle passioni mondane. Și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Aceasta este lucrarea pe care vrea să o facă Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt în viața mea și în viața dumneavoastră. Questo è il lavoro che lo Spirito Santo vuole fare nella mia vita e nella vostra vita. Și noi n-am primit Duhul Lumii. E noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo. Ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ne le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Ma le cose che vengono da Dio affinché noi possiamo conoscere le cose che Dio ci ha date e che vengono dalla sua grazia. Am vrea să ne rugăm pentru acesta. Vogliamo pregare ora per questo. Tatăl nostru care ești în ceruri, Padre nostro che sei nei cieli, noi îți mulțumim pentru Duhul Sfânt care tu ne-l dai. Ti ringraziamo per lo Spirito Santo che tu ci doni. Prin golirea eului nostru, perché attraverso lo svuotamento dal nostro io, tu dorești să ne înveți harul tău prin Duhul tău cel Sfânt. Tu desideri insegnarci cosa significa la tua grazia attraverso lo Spirito Santo. Ca Duhul tău cel Sfânt să aducă roadă în viața noastră. Affinché il tuo Spirito porta frutti nella nostra vita. Să ne descoperi în continuare planul tău de mântuire pentru fiecare dintre noi. E che ci scopra sempre, sempre di più, qual è il tuo piano per noi. Ca să ne concentrăm doar asupra celor lucruri cerești. Affinché noi possiamo essere concentrati solo sulle cose celesti. Și să trăim cu lucrurile tale, Doamne, a împărăției tale. E che possiamo vivere solo delle cose che tu ci insegni. Îți mulțumim pentru aceasta, pe numele Domnului Iisus. Amin. Ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. Amin.